Dragi prieteni, bine v-am regăsit. Iată, astăzi sunt mai vesel. Mai vesel pentru că am o știre de început care m-a distrat tare. Vă spuneam alaltăieri că la presiunea păpușarilor, Guvernul Republicii Moldova a adoptat în ședința de marți hotărârea numărul 63, care prevede acordarea unei facilități unilaterale în favoarea cetățenilor Uniunii Europene, care vor avea posibilitatea de a intra pe teritoriul Republicii Moldova fără viză în baza cardurilor de identitate, a cărților lor de identitate. Da? Măsura urma să intre în vigoare la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Se pare însă că la Chișinău lucrurile sunt ceva mai complicate. Curtea Constituțională din Moldova, din Basarabia, a declarat neconstituțională această hotărâre imediat după apariția ei. De fapt, judecătorii constituționali au ajuns la concluzia că toate actele adoptate de guvern miercuri nu sunt constituționale, deoarece guvernul era deja considerat demis încă din data de 12 iunie. Atribuțiile sale fiind din acest moment, din 12 iunie, doar unele strict administrative, nu și legislative. Am rămas un pic așa uimit când am citit știrea și imediat am pus mâna pe mijloacele de comunicații. Mi-am contactat prietenii din Basarabia să mă lămuresc ce-i cu asta. Am vorbit cu un politician care este cunoscut în Republica Moldova și l-am întrebat ce care-i treaba. Și m-am distrat copios. Păi îmi zice, mă zice, noi știam că nu e valabilă legea. Noi am dat-o la mișto. Pentru că ne presau ăștia gangsterii din vest, ne presau să o dăm și le-am făcut pe plac. Am dat-o dacă știam că nu e valabilă. Bă, vă dați seama. Vă dați seama în ce hal poate să-i bagiocorească moldovenii, cât sunt de șmecheri, de vicleni și de deștepți comparativ cu noi. Cum se fac că le fac jocul păpușarilor și cum își bat joc de ei. Deci, mă, oameni buni, guvernul Moldovei a dat o lege așa cum au vrut europenii, dar au dat-o într-un moment în care știau că nu valorează doi bani. Pur și simplu își bat joc de ei. Un lucru e clar. Le va fi foarte greu păpușarilor să pună laba pe Moldova. Moldovenii, basarabenii, nu sunt așa prostănaci cum suntem noi. Aici, în Republica Moldova, mai au și încă o problemă. Sunt și mulți proruși. Atenție, nu numai că nu sunt fraieri moldoveni, dar mai sunt mulți și proruși, care de al dracu nu vor cu NATO și cu Uniunea Europeană. Așa că, dragii mei, în continuare se pare că Republica Moldova luptă pentru independența ei. Eu sper să reușească să mențină țara într-o stare de neutralitate, să nu se ducă nici spre Rusia, nici spre UE, pentru că asta este ceea ce urmăresc politicienii patrioți din Republica Moldova. Vă spun că asta este tendința și tendința aceasta nu e de ieri de azi în Republica Moldova. Tendința asta este de 20 de ani. Ei nu au vrut să se unească cu România imediat ce au scăpat de Uniunea Sovietică, din același motiv. Pentru că n-au vrut să sară din lac în puț. Ei au vrut, naționaliștii basarabeni, să rămână o Moldovă independentă, neutră. Pentru că, interesant, au aceeași viziune geostrategică ca mine. Adică, pentru a fi sigur că nu o să ajungi un câmp de bătălie, că nu o să transformi țara într-un deșert atomic, există o singură soluție. Să te declari neutru. Să nu fii nici cu unii, nici cu ceilalți. Și atunci și unii și ceilalți să aibă interesul de a te menține măcar în starea asta de neutralitate, de a nu intra în sfera celuilalt. Ceea ce nu s-a întâmplat cu România. Dacă va începe un mare război între Occident și Rusia, la condițiile actuale războiul nu se va duce în Moldova. Se va duce în România. De ce? Pentru că noi suntem proștii satului de aia. Suntem proștii satului și trebuie să ne asumăm treaba asta.
În orice caz, mă bucur pentru Basarabeni, vă spun drept. Măcar, iată, există și români adevărați. Români care știu să lupte pentru interesele lor, care știu să spună nu, chiar dacă sunt o țară mică, slabă, o țară înapoiată, cu un PIB foarte mic, cu un nivel de trai mic, care n-au bogății, n-au armate, n-au nimic. Iată că se poate face politică eficientă, politică internațională eficientă, și fără arme, și fără tancuri, și fără avioane F-16, fără nimic. Doar jonglând, mergând pe sârmă. Să ai grijă să nu cazi nici spre ea, nici spre ea, și să aibă amândoi interesul să te sprijine să nu cazi. Acum și unii și alții, și rușii, și americanoizii, tremură de frică, nu cumva Moldova să cadă înspre ceilalți. Și acum se poate profita de chestia asta și impune. Bă, fraților, ia haideți să ne punem la masă toți trei. Noi, basarabenii, voi americanii și voi ruși. Uite, noi, moldovenii, nu vrem să cădem nici încolo, nici încolo. Noi vrem să rămânem neutri. Bateți-vă, omorâți-vă, scoateți-vă ochii, dar faceți abstracție de noi. Bă, noi nu ne interesează. Simplu, curat, frumos, elegant. Fără să fie nevoie de arme, fără să fie nevoie de soldați, fără să fie nevoie a pune pe tavă țara, a o transforma într-o colonie. Veți vedea că această politică va avea efecte. Eu vă spun că sunt tot mai convins că meritocrația se va implementa întâi și întâi nu în România, ci în Basarabia. Pentru că meritocrația în Basarabia are mult mai mare succes. Moldovenii sunt mult mai sloboți la minte, mult mai deschiși la progres, mult mai puțin adormiți. Și m-aș bucura. Și vă spun drept că m-aș bucura tare mult ca Basarabia să fie prima țară meritocrată din lume. Dar avem probleme mari de tot aici în Europa. Alte probleme pe care moldovenii nu le au și nu le vor avea. În Europa, groaza de contagiune s-a reîntors. Băncile grecești pierd 400 de milioane de euro pe zi, în timp ce cutremurul provocat de politicienii de la Atena cuprinde țările mai fragile din zona euro. Mai mulți observatori cred că din cauza blocajului negocierile Atenei cu creditorii pentru continuarea finanțării Greciei, ar putea fi introduse în curând limite ale mișcărilor capitalului pentru a împiedica ieșirea lichidităților din bănci. Restricțiile ar putea include limitarea retragerilor de la bancomate, a transferurilor în străinătate și controle la vamă pentru împiedicarea ieșirii valutei, scrie The Guardian. Mie mi se pare o aberație. Păi bă, fraților, cine mai e tâmpitul să aibă bani într-o bancă din Grecia? Eu vă spun că am date clare, sigure. Toate marile corporații străine, toate marile companii grecești, toți cei ce aveau averi în băncile grecești și-au scos și și-au transferat de mult banii din băncile grecești. Ce bani mai sunt acum în Grecia? Fonduri de pensii, banii poștei, banii căilor ferate, chestii de genul ăsta. Sunt bani ale unor instituții de stat, ale unor instituții care și dacă vor, nu pot să transfere banii în străinătate. Dar trebuie să fii nebun la cap, să ai bani mulți în cont în Grecia, să fii grec și să ai bani depozitați și încă să-i mai ai acolo la ceea ce se întâmplă. Deci banii, ei mulți, s-au dus de mult. Acum problema este că Grecia nu mai are bani decât pe hârtie. Grecia este în faliment, dragii mei. Grecia nu așteaptă decât declicul, care este, aici este vorba de informație care va declanșa explozia. Un simplu cuvânt să spună, mâine să iasă Juncker, mafiotul ăsta, și să spună, noi, Uniunea Europeană, adică noi, corporațiile care conducem Uniunea Europeană, nu vom mai prelungi contractele de asistență financiară cu Grecia. Atât este nevoie ca întreaga economie mondială să sară în aer. De ce? Pentru că imediat ce se va face anunțul falimentului Greciei,
Următoarea țară care în câteva zile intră în faliment e Italia. La câteva zile urmează Spania. Nu o să stau eu să vă explic tot mecanismul. Sunt țări care sunt la fel supraîndatorate, care au datorii nesustenabile, care nu pot fi plătite și pentru care creditorii vor mări dobânzile la praguri care nu vor mai putea fi suportate. Acțiunile de pe bursa de la Atena au scăzut ieri cu aproape 4%, ajungând aproape de cel mai redus nivel din vara anului 2012. Titlurile National Bank of Greece, una dintre cele mai mari bănci grecești, s-au prăbușit cu aproape 8%. Acțiunile Piraeus Bank, o altă mare bancă elenă, au pierdut aproape 9%. În ton cu bursa de la Atena, marile burse europene, DAX din Frankfurt, CAC 40 din Paris, IBEX din Madrid și FTSE MIB din Roma au înregistrat scăderi importante. Dragii mei, tocmai ce vă spuneam, că încep bursele să cadă. Atenție, ăsta e doar începutul. Știți, e ca și cum groapa e așa mare, dar are un taluz. Ei bine, s-a intrat pe taluz. De acum încolo înapoi nu se mai poate merge. De acum încolo e inevitabil. Se prăbușește totul. Randamentele, atenție, adică randamentele însemnând ratele dobânzilor, titlurilor italiene cu scadența la 10 ani au urcat cu 10%. Cele spaniole au crescut cu 14%. Iar cele portugheze au sărit cu 16%. Randamentele acestor trei țări sunt la cele mai ridicate randamente. Asta este o expresie idiotă. Deci nu-i vorba de niciun randament, n-are nicio legătură cu cuvântul randament. Dobânzile pentru aceste țări, pentru creditele acestor țări, sunt la cele mai ridicate niveluri din cel de-al treilea trimestru al anului trecut. Într-un discurs incendiar, Tsipras a atacat femeii spunând că instituția financiară cu sediu la Washington are o responsabilitate criminală pentru situația în care se găsește Grecia. Mare adevăr a spus. Dar mare curaj îți trebuie să vii și să spui lucrul ăsta. Vă dați seama, efectiv, să dai o palmă păpușarilor. E clar, nu există drum de întoarcere. În clipa în care se ajunge la astfel de afirmații, nu mai există cale de mijloc, nu mai există negociere. S-a ajuns la jigniri deja. Financial Times a anunțat că liderii UE discută organizarea unui summit de urgență pe tema Greciei duminică. Oare de ce s-ar întruni ei tocmai duminică de urgență? Pentru vineri, atenție, foarte interesant. Astăzi, Tsipras are planuri să călătorească la Saint Petersburg pentru a se vedea cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Premierul Finlandei, Juha Sipila, a declarat că va fi nevoie de un miracol pentru ca Grecia și creditorii săi să ajungă la un compromis înainte de bail-out-ul Greciei să expire la sfârșitul lunii iunie. Dragii mei, într-adevăr, și eu cred la fel, că doar un miracol mai poate face ca Grecia să nu se prăbușească, să nu intre în faliment. Ce înseamnă asta? Înseamnă, așa cum v-am mai spus, 90% declanșarea marelui crah mondial. Declanșarea furtunii perfecte. A marelui crah financiar, economic, bursier. Înseamnă că se prăbușește tot. Înseamnă, dragii mei, că în prima fază, incipientă, în Grecia, nu vei mai putea plăti nimic cu cardul, nu vei mai putea scoate un ban din bancomat. Înseamnă că dacă nu vei avea bani acasă, cash, în Grecia, o să mori de foame. Nu o să ai să bei un pahar de apă. Poți să ai tu 100.000 de euro în cont, pe card. Îi ai degeaba. După care această situație se va întinde în toată Europa, după care în toată lumea, precum ciuma. Vor cădea băncile una după alta. Ce se va întâmpla? Păi gândiți-vă, dacă nu mai poți să faci nicio plată cu cardul, dacă băncile sunt închise, se închid firmele,
Se închid magazinele. Se închid supermarketurile. Nu ai bani. Pentru că în ziua de astăzi, în lumea occidentală, 90% din tranzacții se efectuează cu cardul. Pentru că asta a fost una dintre punctele esențiale ale noii ordini mondiale. Să nu se mai facă plăți cu cash, să nu mai existe cash, ci doar cu cardul și când ceva nu-i convine sistemului, să te rejecteze blocându-ți cardul. Adică falimentându-te. Poți să ai tu milioanele milioanelor în bancă. Dacă sistemul, păpușarul, nu mai vrea ca tu să poți să-ți folosești banii aia, nu te mai lasă să-i folosești. Te duci în proces, te judești 3 ani și dacă după 3 ani câștigi, la ce-ți mai folosește? Că ți s-a dus dracu toată viața. Ei bine, dragii mei, gândiți-vă ce se va întâmpla atunci când toate magazinele închise, hipermarketurile închise, fabricile închise și lumea n-are bani să-și cumpere o sticlă de apă. Imaginați-vă. Ăsta nu-i SF. Asta este simplă deducție logică. La asta se va ajunge. Ce se va întâmpla? Vor începe focarele de anarhie. Va începe lupta pentru supraviețuire. Vor începe să fie sparte hipermarketurile. Ce faci? Păi moare copilul de foame acasă. Păi mă duc și sparg geamul și intru și-mi iau ce-mi trebuie din magazin dacă nu vrea să-mi dea cu bani. Imaginați-vă ce o să se întâmple. Cum va căuta animalul din om să se răzbune. Pentru că în toți oamenii există o latură animalică care se trezește în momente de criză. Imaginați-vă cum o să fie căutați țapii spășitori. Cine vor fi țapii spășitori? Păi o să-i caute pe politicienii români? O să-i caute și în gaură de șarpe? Vor fi făcuți țapii spășitori, chit că această criză economică care va să vină nu va fi motiv, nu va avea ca motiv, ca și cauză, politicianul român. Dar pentru românii revoltați, supărați, care și așa sunt un butoi cu pulbere care stă să explodeze, va fi un moment extraordinar de a-i scoate țapii spășitori și de a-i pedepsi. Dragii mei, vin vremuri foarte tulburi. Eu, prietenilor mei, a acestei emisiuni, vă recomand, mergeți la supermarket și luați-vă câteva zeci de bidoane de apă potabilă. Mergeți la supermarket și cumpărați-vă un bax de făină, unul de mălai, luați-vă niște brânză în conserve, niște carne de porc în conservă, niște conserve de pește. Să fie acolo. Vă spuneam chestia asta încă de acum câteva luni, când prevedeam ceea ce va veni. Acum vă spun că nu mai prevăd. Vă spun ce o să se întâmple. Nu peste luni, peste zile. Am ajuns acolo. Numai un miracol mai poate face ca acest lucru să nu se întâmple. Tsipras se duce în Rusia. De ce? Ca să caute ajutor în Rusia, să fie ajutați grecii să supraviețuiască, să nu se ajungă la așa ceva. Pentru că el știe că rupe pisica cu femei și cu UE. Și pentru ca lucrurile să nu se prăbușească, pentru ca Grecia să nu cadă în prăpastie și să-și rupă gâtul, se duce la Putin să cerșească o parașută. Ca să facă această cădere mai lină. Acum, problema este, poate Putin să facă treaba asta? Are Putin forța economică, financiară, dat fiind faptul că nici economia Rusiei nu este acum prea veselă din cauza scăderii prețului la gaz și la petrol. Și Rusia trece prin momente grele și are un deficit bugetar foarte mare. De unde să le mai dea și grecilor? De aia vă spun, vin vremuri foarte interesante. Poate că Rusia va face un efort, poate Putin va face un efort foarte mare să ajute Grecia să-i pună o parașută. Asta înseamnă bani. Asta înseamnă un sacrificiu, din nou, pentru Rusia. Rusia poate să facă treaba asta, pentru că banii de care are nevoie Grecia ca să aterizeze mai lin, nu sunt o sumă imensă pentru Rusia.
Dar ce va cere în schimb Putin? Păi, dragii mei, cum se poate ieși din astfel de situații? Dintr-o situație cum este Grecia? Păi, ai nevoie de bani. Cine poate să-ți dea bani? FMI-ul nu-ți mai dă. Banca Centrală Europeană nu-ți mai dă. De unde mai poți să iei bani? De la bănciară nu mai poți să iei. Că ești stat în stare de faliment. Poate să-ți dea bani, atenție, în ziua de astăzi, în lume, există așa numitele fonduri suverane. Ei bine, aceste fonduri suverane sunt, să vă zic așa, economii făcute de marile state, vă mai spuneam într-o emisiune acum câteva zile. Economii, stocuri, rezerve făcute de marile state bogate ale lumii, în special exportatoarele de petrol și China. Trebuie să știți că și Rusia deține un astfel de fond suveran. Dar aceste fonduri suverane abia așteaptă oportunități de investiție a acestor bani de care dispun, care sunt grăsimea lor, ca să zic așa. Bani albi pentru zile negre. Ei bine, abia așteaptă să-ți dea banii. Numai că aceste fonduri suverane de investiții nu-ți dau banii doar așa pe ochi frumoși. Ți le dau în schimb unor avantaje. De exemplu, îți spune Grecia, noi Rusia îți dăm, te ajutăm 10 miliarde de euro împrumut. Dar atenție, garanție, vrem insulele Santorini, Corfu, Rodos, pac, pac, pac. Dacă n-ai plătit în 2 ani de zile, automat, este ca și un contract din ăsta ipotecar între persoane fizice, automat insulele alea intră în proprietatea noastră, a Rusiei. Așa se întâmplă treburile astăzi. FMI îți dă fără astfel. FMI pune condiții politice. Adică zice, îți dăm banii, nici nu se pune problema să nu ni dai înapoi. Dar vrem să lași Gold Corporation să exploateze aurul de la tine din țară. Sau îți dăm banii împrumut, dar vrem să accepti prezența trupelor NATO pe teritoriul tău. Sau mai știu ce chestii de genul ăsta. Așa se fac aceste business-uri cu FMI în ziua de azi. Sau cu BCE, cu Banca Centrală Europeană. Se pun condiții politice, nici nu se ia în calcul că ai putea ieși din sfera lor de influență. Nici nu se pune problema că ai putea să nu-ți plătești datoria, pentru că ei deja dețin pârghile puterii în țara lor. Da. Păi cum să nu plătească Victor Ponta datoriile la FMI? Păi nu e pus de ei, de păpușari? FMI-ul nu e a lor, al păpușarilor? Păi Ponta nu are, el trebuie să execute. Dacă i s-a spus, bă, plătești datoria, n-am de unde. Cum n-ai de unde? Hai, ia, hai, vedem ce vinzi. Ce acorduri, ce aprobări dai de exploatări la Rovina, la Roșia Montană, în Marea Neagră, pe unde mai aveți voi? Trebuie să dai. E bine, Grecia a ajuns în situația în care vrea să rupă înțelegerea cu gangsterii ăștia mari, cu gulere albe din vest și să sară în barca din est. De ce? Pentru că s-a săturat de cât a fost jefuită de către occidentali. Este o situație la care vom ajunge și noi, România. Sau am fi ajuns în câțiva ani. Ne-ar fi ajuns și nouă cuțitul la os. Pentru că te jefuiesc, te seacă până acolo unde nu mai poți plăti. Și atunci vine și zice, sus fustița, cum au venit să-i zică grecii. Dar grecii au zis, nu, cu noi nu merge. Este o datorie frauduloasă și noi nu o mai plătim. Pentru că ăsta este modul în care pun problema Greciei acum. Consideră datoria asta de 320 de miliarde de euro către Franța, Germania, BCE, 75% din datoria de 320 de miliarde către Franța, Germania și Banca Centrală Europeană. Spune, o datorie frauduloasă. Ne-ați înșelat. Ne-ați furat de banii ăștia, practic. Și nu mai plătim. Ăștia spun, bă, stai așa. Când vi-am dat, n-am zis că vă furăm. Asta e. I-am mituit pe conducătorii voștri, v-am băgat în faliment. E vina voastră, tată, că n-ați știut să vă puneți niște conducători adevărați. Același lucru se va întâmpla și cu noi, numai că la noi e un pic defazat. Noi suntem un pic în urmă, cu vreo 4-5 ani. În mod normal, acolo trebuie să ajungem și noi. Unde e Grecia? Pentru că asta se dorește.
Ăsta e planul. Și nu numai noi. În acea situație trebuie să ajungă Bulgaria, Ungaria, Polonia, Italia, Spania, Franța, toate trebuie să ajungă acolo. În același punct în care e Grecia acum. Spania, Italia au deja datorii de 100-110% din PIB. Asta înseamnă că nu pot fi plătite. Specialiștii spun că o datorie mai mare de 60-70% din PIB nu poate fi plătită. Este ca și cum te-ai fi dus pe topogan în jos deja, ai plecat, nu mai poți să te întorci. Când ai ajuns la 110% din PIB datorie externă, nu mai ai șanse de salvare. Nu mai există decât o singură speranță. Să amâni momentul căderii a falimentului total, al dezastrului. Asta e tot ce mai poți face. Ce e foarte interesant, atenție, Statele Unite are și ea o datorie de peste 110%. Atenție, parte din datorie către China. E drept că o parte din datorie, mare parte din datorie, către fondurile de investiții din America, către fondurile de pensii, de exemplu. Sigur că americanii nu o să mai vadă pensii niciodată în momentul crahului. S-au dus banii a toți. A terminat cu pensionarii. Se termină cu chestia asta, cu pensionarea. O să trebuiască să muncească până la moare. Că nu o să mai existe bani de pensii, dacă vor să aibă din ce trăi la muncă. Banii din fondurile de pensii, din tot ce au colectat de la poporul american vreme de zeci de ani, s-au dus de mult, s-au păpat de mult. Sunt în F-16-uri, în rachete, în tancuri, în din astea. S-au dus în conturile păpușarilor în mod indirect. Fondurile lor de pensii ale Americii s-au dus prin diverse canale în conturile păpușarilor, în celor câteva zeci de familii care stăpânesc azi lumea. Pentru că asta e strategia, asta a fost planul, asta e noua ordine mondială. Prin toate țevile și toate canalele, bogățiile statelor să se scurgă în conturile lor, ca ei să devină stăpânii lumii. Și să creeze noua ordine mondială. Foarte interesant ce se va întâmpla. Eu nu v-am spus, vă avertizez, fiți pregătiți. E bine, nu costă și dacă n-am eu dreptate. Care e problema dacă aveți un bax de făină, unul de mălai, dacă aveți niște apă pusă deoparte? Nu mai cheltuiți luna viitoare nimic pe din astea. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, susține că planurile Moscovei de a dota forțele nucleare ale Rusiei cu 40 de noi rachete balistice intercontinentale sunt periculoase. Citez. Acest zângănit nuclear de săbii al Rusiei este nejustificat, destabilizator și periculos, a declarat șeful Alianței Nord-Atlantice după o întâlnire cu șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Consider că această declarație a lui Putin confirmă natura și comportamentul Rusiei de o bună bucată de vreme, a continuat Stoltenberg. Acesta a subliniat că acțiunile NATO sunt defensive și în conformitate totală cu angajamentele internaționale, trebuie să răspundem în fața unei Rusii tot mai insistente, a precizat Stoltenberg. Băi, fraților, ce nesimți trebuie să fii? Ce tupeu, ce obrăznicie trebuie să ai? Deci tu să-ți aduci soldați, tancuri, avioane de război, să înconjori Rusia cu trupe NATO, cu scuturi, cu rachete nucleare. V-am arătat într-una din emisiune precedente pe ecran, Rusia este înconjurată de baze NATO și de rachete. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă Rusia și-ar crea baze rusești și rachete în Canada, în Mexic, în Cuba. Ce s-ar întâmpla? Ei bine, americanoizii consideră că e normal să înconjoare Rusia cu rachete nucleare, cu avioane F-16, cu tancuri și cu de toate. Ci că astea sunt defensive. Mă să fie. Mă, dracu defensive sunt, mă, fraților. Ei bine, se aștepta acest rahat de Stoltenberg ca ei, NATO, să înconjoare Rusia, să aducă trupe, avioane, tancuri, de toate, și Rusia să stea cu minte să se facă că plouă. Să nu ia nicio măsură. Să nu existe nicio reacție din partea Rusiei. Așa se aștepta el. Și e dezamăgit că există o reacție din partea Rusiei. Ci că toate măsurile astea americane în jurul Rusiei sunt defensive. Da.
ei vor să apere Siria, ei vor să apere Libia, vor să apere Afganistanul, da, ei vor să apere Irakul, sigur că da. Ei și-au pus scutul antirachetă în România ca să apere Serbia. Da, ei iubesc foarte mult Serbia și vor să o apere. Da! Ei și-au pus scutul antirachetă în România împotriva Iranului. Păi bă, fraților, iranienii n-au cum să ajungă cu rachetele de acolo, din Iran, până aici. Cum dracu să aperi tu cu scutul antirachetă România de rachetele iraniene care n-au cum să ajungă până aici, nici dacă trag cu praștia de la granița cu Bulgaria n-ajung. Cu ce să... E aberant. Dar stai și te mai gândești la ceva. Bă, dar ce al dracu de mult ne iubesc pe noi americanii că ne pun scuta antirachetă aici ca să ne apere pe noi românii. Bă, vă dați seama ce îndrăgostiți sunt de noi americanii? I-a apucat dragostea așa peste noapte. De unde ne disprețuiau și ne considerau un popor de babuini în al doilea război mondial, după înțelegerea de la Ialta, acum brusc s-au îndrăgostit de noi, mă! Așa s-au îndrăgostit de noi că investesc, aduc scuturi antirachetă, aduc avioane F-16, aduc tancuri, de toate aici o să ne apere cu... I love România! Păi să fiu al naibii! Vă dați seama ce brusc am devenit noi, un popor foarte îndrăgit de către americani? E drept că ei ne îndrăgesc, dar numai aici la noi. Ca să ne ducem noi acolo în vizită, nu ne dau vize. Nu. Au dat la unguri, care înjură și care îi spurcă și care se dau cu rușii. La aia le-au dat vize. La noi, la români, nu, că suntem jegoși. Nu. Așa zice un militar NATO staționat aici în România, că România e o țară jegoasă. Da. Dar vor să ne apere. Vor să ne apere pentru că au ei așa un feeling, s-au îndrăgostit ei la prima vedere de noi. Știți care e necazul? Că unii și pun botul la chestia asta. Există români atât de imbecilizați, de proști, de tâmpiți, că pun botul la chestiile astea. Chiar cred că NATO aduce fericire și ne iubește și ne vor binele. Chiar cred că Rusia e vinovată, că rușii care n-au avut nicio treabă s-au văzut înconjurați, n-au avut nicio treabă cu nimeni, acum brusc, de ce ei își mobilizează trupe, de ce își relocă rachetele? Vai de mine, ce al dracu sunt rușii, vor război. Deci nu ăla care acționează e vinovat, ci cel care reacționează. De ce reacționează? Asta e. Dar la posturile de televiziune românești nu o să vedești decât pro-NATO, anti-Rusia. Asta este foarte interesant. Niciun post de televiziune nu e de altă părere. Unanimitate. Îți vine să vezi. Barack Obama, pe de altă parte, le dă o palmă păpușarilor, promulgând legea care limitează mijloacele de supraveghere pe care le poate folosi Agenția de Securitate Națională, NSA-ul, renumitul NSA, care asculta și pârțurile lui Merkel. USA Freedom Act, noua lege, protejează mai bine viața privată și libertățile civile, dar garantează și securitatea națională, după cum susține Obama. Legea le cere companiilor telefonice să păstreze date referitoare la momentul în care se face un apel telefonic, durata acestuia și numărul apelat. Lucru făcut până acum în deguvern. NSA va putea accesa aceste metadate numai în baza unui mandat emis de un tribunal antiterorist secret și cu condiția identificării precise a unei persoane sau unui grup de persoane suspectate de a avea legături cu terorismul. Adică este un Big Brother mai moale. Nu mai e Big Brother-ul lui Bush, care avea voie fără nicio aprobare a niciunui tribunal, nimic, avea voie să asculte pe toți și să colecteze informații în scop de șantaj și nu numai șantaj, împotriva oricui. Așa era. Era NSA-ul ăsta devenise stăpânul informațiilor planetare. Ei bine, păpușarii primesc o palmă. Mititică, e drept. Big Brother va fi în continuare, dar
ca să asculte telefonul, de exemplu, al lui Primo Laurențiu, trebuie să se ducă la tribunalul lor secret, tribunalul lor, atenție, și să zică, băi, servitorule, te-am făcut mare președinte de tribunal, ți-am dat salariu $20,000 pe lună, fii atent aici. Noi avem unul, un terorist, unul Primo. Ia, semnează aici, ăsta, că avem voie să îi ascultăm telefoanele și să-l înregistrăm. Și gata. Înainte era mai simplu, nu trebuiau să ceară nimănui nimic. Acum trebuie să ceară unei marionete de-a lor un act birocratic, o semnătură. Asta este diferența. Deci, totuși, de ce a făcut Obama chestia asta? De ce au făcut păpușarii asta? Pentru că Obama nu face de capul lor. Au mai dat drumul la laț. Au mai scăzut strânsoarea. De ce? Pentru că și-au dat seama că se îngroașă, se împut lucrurile în America. Că americanii se trezesc și încep să facă revoluție. Și și-au dat seama că trebuie să mai slăbească din strânsoarea asta a dictaturii corporatiste ca să n-aibă surprize. Să nu credeți că Obama a făcut asta că el viteaz și se revoltă împotriva stăpânilor lui. Nu, dragi. Pur și simplu este un calcul politic. Bă, stai că am întins coarda prea tare. Da? Avem vești bune însă de la Budapesta. Guvernul de la Budapesta va cumpăra companiile de electricitate pe care germanii de la RWE le controlează în Ungaria. Anunță presa din țara vecină. Preluarea lor va fi făcută prin intermediul Băncii de Dezvoltare a Ungariei, care în același timp va cumpăra acțiuni și la firmele de distribuție a RWE. După naționalizare, companiile cumpărate vor deveni divizia de electricitate a Companiei Naționale de Utilități. Este o companie subordonată direct premierului Victor Orban și a fost înființată pentru a furniza ieftin, predictibil și eficient electricitate, căldură și gaze. Exact același lucru vom face și noi, meritocrații, când vom instaura meritocrația în România. Pentru că șansele de a avea și noi un prim-ministru liber, independent, puternic, patriot, sunt zero în sistemul actual mafiot. Vă spun că oricine va veni la putere în România în actualul sistem va fi o simplă marionetă în mâna păpușarilor ai stăpânilor lumii. Nu există politician bun. Nu există să aveți de ales vreodată de pe liste între unul bun, naționalist, și unul trădător de țară. Nu veți avea niciodată de ales în actualul sistem decât între mai mulți trădători de țară. Păpușarii vă vor pune pe tavă, vă vor zice, ia, alegeți dintre ăștia 5 trădători de țară. Care vreți să vă facă? Asta se întâmplă de 20 de ani în România. Ceea ce se întâmplă în Ungaria nu se poate întâmpla în România decât după ce vom avea Constituția meritocrată. Și atunci este un articol, este un principiu de bază al meritocrației. Vom naționaliza toți acești jucători de piață, toți acești monștri din domeniul energiei, a gazelor, a petrolului. Adică vom lua înapoi OMV-ul, vom lua înapoi Romgazul, vom lua înapoi electrica, pentru că astăzi, atenție, tot ceea ce era românesc în distribuția electricității, electrica, a ajuns să fie stăpânite de E.ON Germania, de Enel Italia, de CEZ Cehia, de KMG Kazahstan, de OMV Austria și de GDF Suez Franța. Nimic nu mai e al nostru, al românilor. Totul e al lor. Atenție, nu-i vorba de petrol. Nu-i vorba că nu mai e petrolul nostru, că nu mai e gazul nostru. Nu-i vorba că nu mai este curentul electric al nostru. Centrala nucleară de la Cernavodă e tot a noastră. Hidrocentrala de la Porțile de Fier e tot a statului. Ce nu mai avem noi? Nu mai avem extracțiile. Nu mai avem exploatările. Nu mai avem exploatarea de cupru, nu mai avem exploatarea de aur, nu mai avem exploatarea de petrol, nu mai avem exploatarea de gaz, nu mai avem distribuția de energie electrică. Astea trebuie naționalizate. Am văzut, primesc, aproape zilnic, primesc pe e-mail un apel să semnez o petiție pentru naționalizarea resurselor României. Bă, fraților, e lăudabil, e frumos, ia, dar e o porcărie imensă. Cum să naționalizezi petrolul? Cum să naționalizezi aurul? Cum să naționalizezi energia electrică? Că astea n-au fost date.
România nu a făcut cadou aurul din Apuseni. A dat în exploatare aurul din Apuseni, urmând ca 80% din aurul ăla să fie proprietatea jefuitorilor. România nu a dat curentul electric produs în România. A dat distribuția curentului electric. Care e cu totul altceva. Cum să naționalizezi curentul electric? Că este al nostru. Aurul este al nostru. Așa că ăștia care umblă cu petiția asta online, cu naționalizarea bogăților României, e o prostie. N-ai ce să râd și cu curul de voi, politicienii. Cum să naționalizezi ceva ce e naționalizat, ce e al României? Noi trebuie să facem altceva. Să naționalizăm companiile care exploatează și care distribuie bogățiile noastre, pentru că ăștia au fost șmecheri. Nu le-au luat fizic. Au devenit intermediari între bogățiile României și piață. Și toate câștigurile le intră lor în buzunar. Noi nu le-am dat cadou petrolul OMV-ului. I-am permis să-l exploateze, să-l vândă, după care să ne dea nouă doar 6-7%. Aici e problema. Noi am dat OMV-ului dreptul de exploatare, nu proprietatea asupra petrolului și gazului. Sigur că este o formă mascată de a da cadou bogățiile României. Dar pe hârtie nu e, n-ai ce să naționalizezi. Dar poate vom instaura meritocrația și o să luăm înapoi tot ce au dat gangsterii ăștia de politicieni români pe gratis. Cum au dat electrica pe gratis, cum au dat tot gazul pe gratis, cum au dat tot petrolul pentru doar 7%. O să le renaționalizăm și o să le exploateze și o să le distribuie pe astea doar companii de stat românești, 100%. Iar profiturile imense realizate din ele vor intra la bugetul statului și se vor transforma în pensii și salarii pentru români. Nu în profituri neimpozitate de către companii multinaționale. Pentru că asta se întâmplă azi. Astăzi se scurg fluvii de bani prin GDF Suez, prin OMV Austria, prin CES Cehia, prin Enel Italia, prin E.ON Germania. Fluvii de bani se iau din buzunarele românilor și se scurg spre offshore-uri în profitul și beneficiul corporațiilor. Asta trebuie să facem noi. Să ne luăm înapoi firmele de exploatare și distribuție. Nu să naționalizăm resursele țării, cum vor ăștia, cu petiția lui Pește. Bine, tot prostul în România se trezește să facă politică și să facă acțiuni și cu heirupul și aiurea și revoluții. Ce revoluție să faci astăzi? Mulți îmi zic, hai primo să facem revoluție. Tu numai cu gura ești. Când vedem și fapte? Păi ce fapte vreți mă să facem? Mă? Să ieșim 2000 de meritocrați să schimbăm sistemul în România? Să spargem geamurile la guvern, să intrăm în pușcărie și să fim prezentați ca fiind legionari sau extremiști sau teroriști? Adică să compromitem total meritocrația. Păi ce poți să faci revoluție în vreo țară? În ziua de astăzi? Fără acceptul păpușarilor? Dar poți să te lupți cu ei? Păi ei au SRI-ul, au poliția, au armata, au guvernul, au parlamentul, au tot. Cum să te lupți cu ei? Păi trebuie să fii tâmpit. Cei ce îmi cer acțiune sunt niște idioți, niște imbecili. Singurul lucru pe care îl putem face noi astăzi este să ne pregătim, să informăm lumea, să știe toți oamenii că ceea ce vom pune în locul acestei putreziciuni de azi va fi meritocrația, care iată ce oferă în viitor. Asta. Trebuie să creștem, să ne întindem precum creștinismul în rândul poporului. După care să așteptăm să facă implozie sistemul. Să apară crahul financiar, să apară crahul economic, să cadă un meteorit și să radă totul. Așteptăm resetarea pe care nu o putem noi provoca mergând și spărgând geamurile la Palatul Victoria. Nici mergând și demonstrând și călcând florile în picioare în parcuri. Nici umblând cu pancarte ca bazbucii prin orașe cu jos partidele. Nu rezolvăm nimic cu asta. Numai ne atragem necazuri și murdărim ideile și principiile meritocrației. Toți
Idioții ăștia care cer fapte, acțiuni, ori sunt proști, ori tocmai asta vor să facă. Să umple cu noroi meritocrația și principiile meritocrației. Să ne compromită. Numai că e greu cu mine. Cu mine e mai greu. Că meritocrația, norocul a făcut să nu încapă pe mâna unui imbecil cu reacții animalice, ci pe mâna unui strateg. Și eu vă spun că meritocrația va ajunge să fie sistemul de bază, nu numai în România, ci în toată lumea. Dar cu răbdare, cu înțelepciune, cu tenacitate, cu ambiție, cu naționalism, cu dăruire, cu patriotism, cu înțelepciune, nu cu instincte animalice, cu hai să ieșim la revoluție. Revoluțiile toate, absolut toate, sunt deturnate. Nu există revoluție în lumea asta care să nu fi fost deturnată, care să nu fi fost provocată de către păpușari care au urmărit un anumit scop. Uitați-vă în Ucraina. Cel mai bun exemplu. A fost mijlocul ideal prin care să pună mâna pe putere americanoizii. În România o revoluție s-ar transforma automat într-un război civil împotriva ungurilor. Păi asta vrem. Păi asta vrem. Să ne atâțe unii împotriva alților? Să ajungem să ne omorâm cu ungurii? Trăim cu ei de sute de ani în pace și armonie. Poate nu ne iubim, dar ne respectăm și ne vedem fiecare de treaba lui și nu avem de ce să murim dintr-un orgoliu, dintr-o nebunie, fără niciun motiv. Că ungurii vor să vorbească la școală limba maghiară. Treaba lor, mă, dar ce treabă avem noi cu asta, mă? Ce treabă avem noi că își pun ei plăcuțe pe care scrie în ungurește numele orașului? Ia uite, bă, ce orgolii! Ce orgolii tâmpite! Ăsta nu mai e naționalism, nu mai e patriotism. E extremist sălbatic. Noi trebuie să construim o societate umanistă, tolerantă. Noi trebuie să fim mai presus de orice, nu români, ci oameni. N-au ce căuta alături de mine extremiștii, nebunii, cei ce sunt plini de ură. Nici nu vreau să aud de ură nici împotriva ungurilor, nici împotriva rușilor, nici împotriva nemților, nici împotriva americanilor, nici împotriva evreilor. Și evreul, și rusul, și americanul, și ungurul sunt înainte de orice oameni. Și noi ne dorim pentru noi să trăim în pace, în armonie, să ne creștem copiii. Nu să ne omorâm între noi pentru o tâmpenie. Că ăla vorbește altă limbă sau că face Paștele cu o săptămână înainte sau după noi. Astea sunt gândiri de oameni isterici, bolnavi mental. Și alături de mine nu au ce căuta. Îi rog să nici nu mai vină lângă mine dacă au astfel de prostii în cap. Să nici nu, nici avem nevoie de astfel de meritocrați. Pe mine nu mă interesează. Aia nu sunt meritocrați. Gest de forță, fără precedent în relațiile româno-americane, dragii mei. Se spune că ambasada Statelor Unite i-ar fi suspendat premierului Victor Ponta viza de Statele Unite. Ci că demersul oficialilor americani ar fi survenit la doar câteva ore după votul din Camera Deputaților, unde cu o zdrobitoare majoritate a fost respinsă solicitarea DNA de cercetare a deputatului Victor Ponta. Și că ar fi vorba de o suspendare deocamdată, nu de o retragere a vizei. Deci, nu că nu mai are viză Victor Ponta, ci momentan nu poate călători până la noi ordine în Statele Unite. Ponta a negat oficial veracitatea acestei informații, spunând că nu e adevărat, că a sunat el la ambasadă și, atenție, nu că i s-a inconfirmat informația. Nu că i s-ar fi spus că nu e adevărat. Pur și simplu, nu i s-a confirmat faptul că o are, că nu mai are viză. E o vrăjeală. În realitate, vă spun eu sigur, Victor Ponta are viza de Statele Unite suspendată temporar, până la clarificarea situației lui juridice. Dar ce a fost frumos tare este altceva. Și lui Adrian Năstase, tătucul plagiatorului, i s-a retras viza de Statele Unite. Atenție, i s-a retras, nu suspendat. Adrian Năstase s-a declarat mirat de motivul pentru care i s-a retras viza pentru Statele Unite, comentând că nu și-a imaginat că această chestiune a furtului
câtorva milioane de euro, a câtorva pixuri în campania electorală din România, poate să fie o chestiune atât de importantă pentru Statele Unite. Ce ziceți? Adică cum am ridicat vizia că am furat câteva milioane, mă? Păi ce ați fi făcut dacă ați fi aflat de sutele de milioane de euro, de dolari pe care am eu în conturi? El susține că a primit o scrisoare din partea consulului american chiar înainte de condamnarea sa definitivă. Adrian Năstase a comentat, citez, ți-ai terminat mandatul? Nu mai ești util? Pa! A spus supărat Năstase. Foarte interesantă această declarație a lui Năstase. O repet, ți-ai terminat mandatul? Nu mai ești util? Pa! Așa te tratează americanii. Păi să înțelegem, maestre Năstase, că în mandatul tău le-ai fost util americanilor? Păi avem o problemă mare de tot. Practic, Adrian Năstase recunoaște că el în mandatul lui s-a făcut util americanilor. Păi cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca un prim-ministru al unei țări să se facă util nu țării lui, nu poporului lui, ci americanilor? Practic, Adrian Năstase prin această declarație recunoaște că e trădător de țară. Că el s-a făcut util americanilor, așteptând după aceea recunoștință și protecție, ceea ce nu s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, Năstase spune, adică cum v-am lăsat să jefuiți România? V-am lăsat să vă întindeți tentaculele caracatiței asupra țării ăsteia? Și voi acum am retrageți viza, mă? Unde-i recunoștința voastră, mă? Le bate obrazul Adrian Năstase americanului zilor. Păi bă, unde-i recunoștința, mă? Eu v-am pus țara la dispoziție și voi îmi retrageți viza pentru câteva milioane de euro furate? Păi e posibil așa ceva? Ca să vedeți ce tupeu, ce nesimțire, nici măcar nu sunt capabili să ascundă, să o mascheze chestia asta. E pe față. Nu au nicio problemă că află românii, că se minunează românii, că se revoltă românii. Li se rupe. Dragii mei, s-a terminat și ultima emisiune de săptămâna asta. Nu pot decât să vă doresc, ca de obicei, un weekend plăcut și să ne revedem cu bine luni. Cu Dumnezeu înainte. La revedere!